50.000 de oameni sunt așteptați la mitingul programat sâmbătă cu începere de la ora 11 în Piața Victoriei din capitală. Organizațiile PNL și PDL Giurgiu vor fi prezente la eveniment cu câte 1.000 de reprezentanți, astfel că delegația ACL Giurgiu va fi formată din 2.000 de persoane. Noi ne pregătim ca mâine, la mitingul de mâine din Piața Victoriei, Alianța Creștin-Liberală să aducă peste 50.000 de reprezentanți. Noi din județul Giurgiu suntem pregătiți, nu domnul Măroiu, să aducem 2.000 de participanți. Sper că e un meeting care va trezi conștiința românilor, sper că e un meeting de care toate instituțiile statului să țină cont, mai ales că, după cum ați văzut și știți și noastră, președintele și candidatul nostru la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis, a obținut cel mai mare număr de semnături pentru susținerea dânsului, 2.200.000 de semnături.